Locuitorii comunei Pericei doresc extinderea programului de tip after school, motivând că programul este benefic pentru dezvoltarea competențelor celor mici. În consecință, primarul Bonci Doiceaba se angajează să găsească resursele necesare pentru ca un număr cât mai mare de copii să poată beneficia de acest program. Deși la inițierea proiectului sătenii priveau cu neîncredere opțiunea ca elevii să petreacă atât de mult timp în sălile de clasă, odată cu trecerea timpului, locuitorii din comuna Pericei au constatat beneficiile pe care programul After School le are pentru cei mici. Dezvoltarea competențelor de socializare, de lucru în echipă, dar și posibilitatea de a-și pregăti temele de casă, alături de cadre didactice specializate, sunt doar câteva dintre avantajele programului. Jocurile și activitățile non-formale prin care elevii deprind cunoștințele necesare sunt de asemenea apreciate de copii și părinți deopotrivă. Dat fiind succesul programului, conducerea primăriei se angajează să caute soluții pentru extinderea programului în așa fel încât toți cei interesați să poată participa la aceste activități. Ne bucurăm că am reușit să demarăm această activitate. Și spre surprinderea noastră, dacă în primul an am avut reticență din partea părinților și ore săracul copil de dimineață până seara să nu vină acasă și ore ce o să facă, acum suntem obligați să extindem această activitate pentru că sunt foarte mulți părinți care doresc ca să înscrie copii și să beneficie de aceste servicii. Trebuie să fim flexibili și va trebui să găsim soluția de a putea furniza aceste servicii și extinderea serviciului și poate că va trebui, dacă nu vom avea spații, să intrăm și în școli, ca după masă, în sălile de clasă și să ne folosim și de infrastructura școlii pentru realizarea acestui serviciu. Totodată, în cadrul programului After School, copiii învață să aibă inițiativă, să organizeze și să exprime puncte de vedere. Copiii sunt ajutați să-și rezolve conflictele, frustrările, complexele. Programul After School învață pe copii despre valoarea personală și despre respectul pentru ceilalți. Programul After School a fost lansat de Ministerul Educației în anul 2011 și prevăzut a avea sursă de finanțare de la bugetul de stat, autorități locale, proiecte locale sau europene, contribuții ale ONG-urilor sau cu suport financiar al părinților, conform prevederilor legislative.